sunt imagini surprinse de agenția rusească Rutli, care a transmis în direct pe internet uriașul protest din București. Din mijlocul evenimentelor petrecute la București a transmis și agenția Associated Press. Imaginea cu luminile din Piața Victoriei a impresionat și pe jurnaliștii de la New York Times. Publicația americană a notat că demonstranții au rămas în stradă în ciuda abrogării ordonanței, pentru că nu mai au încredere că guvernul nu va mai încerca ceva asemănător și în viitor. Și CNN a ales o fotografie cu Piața Victoriei iluminată de demonstranți drept imaginea cheie a celei de-a șasea zile de proteste. De asemenea, televiziunea americană a amintit că mulțimea a cântat imnul și a ținut un moment de reculegere în memoria eroilor Revoluției din 1989. Aceeași imagine, cu piața ca un furnicar de luminițe, a fost folosită ca ilustrație și de jurnaliștii de la Der Spiegel. Revista germană, pe pagina sa electronică, a scris că 500.000 de români au fost în stradă, deși guvernul a retras Ordonanța 13. Jurnaliștii britanici se întreabă dacă retragerea ordonanței este o capitulare sau doar o retragere strategică, având în vedere că executivul vrea să trimită un proiect de lege în Parlament cu aceleași prevederi. O victorie pentru societatea civilă românească, așa numește radio-televiziunea elvețiană decizia guvernului Grindeanu de a retrage ordonanța. Autorul articolului, același jurnalist care i-a luat interviul lui Liviu Dragnea când șeful PSD a numit corupția o porcărie, notează că protestatarii și-au pierdut de tot încrederea în executiv. Un demonstrant rezumă țelul care îi animă pe toți cei din piață: normalitate, fără corupție, fără hoție.